În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Aceea să fie cu voi. Binecuvântat este Cel care vine în numele Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos. Dragi tineri și tinere, dragi credincioși, cu bucurie acum suntem aici împreună pentru a-L însoți pe Iisus în momentul cel mai scump al vieții sale și al nostru, la începutul pătimirilor sale. El intră în Ierusalim, intră acum și în catedrala noastră și noi îl însoțim întâmpinându-l cu flori în mână, cu ramuri. Fraților prea iubiți, în timpul postului de 40 de zile ne-am pregătit inimile prin pocăință și fapte de iubire, iar acum ne-am adunat să începem împreună cu întreaga biserică celebrarea misterului pascal al morții și învierii Domnului nostru Iisus Hristos, mister pentru împlinirea căruia El a intrat în cetatea sa, Ierusalim. Celebrând așadar cu toată credința și evlavia intrarea mântuitoare a lui Iisus, să-L urmăm și noi pe Domnul, pentru ca, împărtășindu-ne prin har de crucea Lui, să avem parte de înviere și viață. Să ne rugăm! Dumnezeule atotputernic și veșnic, sfințește cu binecuvântarea Ta aceste ramuri, pentru ca noi, care îl urmăm cu bucurie astăzi pe Regele Hristos, să putem ajunge la Ierusalimul cel veșnic, prin El, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Marcu. În acel timp, când s-au apropiat de Ierusalim, la Betfage și Betania, lângă muntele măslinilor, a trimis doi dintre discipolii săi și le-a spus: mergeți în satul dinaintea voastră și îndată ce veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care niciun om nu a încălecat vreodată. Dezlegați-l și aduceți-l. Și dacă vă va spune cineva: de ce faceți aceasta? Spuneți-i: Domnul are nevoie de el, dar îl va trimite îndată înapoi. Ei au plecat și au găsit măgărușul legat la poartă, afară în drum, și l-au dezlegat. Unii dintre cei care stăteau acolo le-au spus: ce faceți? Dezlegați măgărușul? Ei le-au zis după cum le spusese Iisus și i-au lăsat să plece. Au adus măgărușul la Iisus și au aruncat hainele pe el
iar el l-a încălecat. Mulți își așterneau hainele pe drum, alții ramuri înfrunzite pe care le tăiaseră de pe câmpuri. Iar cei care mergeau înaintea lui și cei care îl urmau strigau: Osana, binecuvântat cel ce vine în numele Domnului! Binecuvântată este împărăția care vine a părintelui nostru David! Osana în înaltul cerurilor! Cuvântul Domnului! Celor preiubiți, cu ramuri în mână, asemenea celor care l-au primit pe Iisus în Ierusalim, vrem și noi acum să-L întâmpinăm pe Iisus și cu El să intrăm la altarul Domnului, aici, în catedrala noastră, pe muntele nostru cel sfânt. Și astfel cu El, cu ramuri în mână, să pornim și noi în pace cântând. Thank you.
Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și veșnic, Tu ai dat neamului omenesc un exemplu de umilință în Mântuitorul nostru, care s-a făcut om și a îndurat moartea pe cruce. Dă-ne harul să învățăm al urma în răbdare și astfel să ne învrednicim a fi părtași de învierea sa, El care, fiind Dumnezeu, viețuiește și domnește în unire cu tine și cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Lectura 1. Nu mi-am ascuns fața de la cei care mă insultau și mă scuipau. Citire din cartea profetului Isaia. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă de discipol ca să știu să vină în ajutor cu un cuvânt celui frânt. El mă trezește dimineața. De dimineață îmi deșteaptă urechea ca să ascult asemenea discipolilor. Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea și eu nu m-am împotrivit. Nu m-am dat înapoi. Spatele l-am dat celor care mă loveau, obrajii celor care îmi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de la cei care mă insultau și mă scuipau. Domnul Dumnezeu mi-a venit în ajutor, de aceea nu am fost umilit. De aceea mi-am făcut fața ca de cremene și știu că nu voi fi făcut de rușine. Cuvântul Domnului. Dumnezeul meu, Dumnezeule meu, pentru ce m-ai părăsit? Toți care mă văd își bat joc de mine, strâmbă din buze și dau din cap. S-am crezut în Domnul să-l scape, să-l mântuiască dacă și-a găsit în el plăcerea. O bandă de răufăcători mă împresoară, mi-au străpuns mâinile și picioarele, mi-au numărat toate oasele. Și pentru tunica mea au aruncat soreții. Dar Tu, Doamne, nu sta deoparte, ajutorul meu grăbește-te să mă. Locul adunării te voi lauda. Cei care vă temeți de Domnul, lăudați-L. Toată seminția lui Iacob, preamăriți-L. Să se teamă de ele toată seminția lui Israel. Dumnezeu, 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 Dumnezeu.
scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Filipeni. Fraților, Hristos Iisus, fiind din fire Dumnezeu, nu a considerat un beneficiu propriu, că e egal cu Dumnezeu, ci s-a despuiat pe sine, luând firea sclavului, devenind asemenea oamenilor, iar după felul lui de a fi, a fost aflat ca un om. S-a omilit pe sine, făcându-se ascultător până la moarte, până la moartea pe cruce. Pentru aceasta, și Dumnezeu l-a înălțat și a dăruit numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece tot genunchiul, al celor din ceruri, al celor de pe pământ și al celor de dedesubt, și orice limbă să dea mărturie că Iisus Hristos este Domn, spre gloria lui Dumnezeu Tatăl. Cuvântul Domnului. Patima Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Marcu. Peste două zile aveau să fie Paștele și Azimele, iar arhierei și cărturarii căutau cum să-L prindă prin viclenie ca să-L ucidă, căci spuneau: nu în timpul sărbătorii, ca să nu se răzvrătească poporul. Fiind în Betania, în casa lui Simon leprosul, pe când stătea la masă, a venit o femeie care avea un vas din alabastru, cu mireasmă de nard curat, foarte scump, și spărgând vasul i-a turnat pe cap. Dar erau acolo unii care, indignați, ziceau unii către alții: pentru ce s-a făcut această risipă de mireasmă? Căci mireasma aceasta ar fi putut fi vândută cu 300 de dinari și să se dea săracilor. Și erau revoltați împotriva ei. Însă Iisus a spus: lăsați-o, de ce o năcăjiți? A făcut un gest frumos față de mine, căci pe săracii aveți totdeauna cu voi și oricând voi puteți să le faceți bine. Pe mine însă nu mă aveți întotdeauna. Ea a făcut ce a putut. A uns de mai înainte trupul meu pentru înmormântare. Adevăr vă spun, oriunde va fi predicată Evanghelia în lumea întreagă, se va spune în amintirea ei și ceea ce a făcut ea. Iuda Iscariot, unul dintre cei 12, a venit la arhierei ca să-l dea pe mâna lor. Când au auzit, s-au bucurat și i-au promis că îi vor da bani, iar el căuta un moment potrivit ca să-l dea pe mâna lor. În prima zi a Azimelor, când se jertfea Paștele, discipolii săi i-au spus: unde vrei să mergem să pregătim ca să mănânci Paștele? Atunci a trimis doi dintre discipolii săi și le-a spus: mergeți în cetate și vă va întâmpina un om care duce un ulcior cu apă. Mergeți după el și acolo unde va intra, spuneți stăpânului casei că învățătorul zice: unde este camera mea în care să mănânc Paștele cu discipolii mei? El vă va arăta o sală mare la etaj, gata aranjat. Pregătiți acolo pentru noi. Discipolii au ieșit și au venit în cetate. Ei au găsit după cum le spusese și au pregătit Paștele. Când s-a înserat, a venit împreună cu cei 12. Și în timp ce stăteau la masă și mâncau, Iisus a spus: adevăr vă spun, unul dintre voi care mănâncă cu mine mă va trăda. Atunci au început să se întristeze și să-i spună unul după altul: nu cumva eu? El le-a spus: unul dintre cei 12, cel care întinde cu mine învlid. Într-adevăr, Fiul omului merge după cum este scris despre el. Însă vai omului aceluia prin care Fiul omului este trădat. Ar fi fost mai bine pentru omul acela dacă nu s-ar fi născut. Și în timp ce mâncau, a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o, le-a dat-o și le-a spus:
luați, acesta este trupul meu. Și luând potirul, după ce a mulțumit, l-a dat lor și au băut toți din el și le-a spus, acesta este sângele meu al alianței, care se varsă pentru mulți. Adevăr vă spun că nu voi mai bea din rodul viței până în ziua aceea când îl voi bea din nou în împărăția lui Dumnezeu. Și după ce au cântat imnul, au plecat spre muntele măslinilor, iar Iisus le-a spus, voi toți vă veți scandaliza, căci este scris, voi bate păstorul și oile se vor risipi. Dar după ce voi fi înviat, voi merge înaintea voastră în Galileea. Atunci Petru i-a zis, chiar dacă toți se vor scandaliza, eu nu. Dar Iisus i-a zis, adevăr îți spun că tu, astăzi, în această noapte, înainte de a fi cântat cocoșul de două ori, de trei ori mă vei renega. Iar el spunea și mai insistent, chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, nu te voi renega. Și toți ziceau la fel. Apoi au venit într-un loc numit Ghetsemani și le-a spus discipolilor săi, rămâneți aici până când mă voi ruga. I-a luat cu sine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan și a început a se înfiora și a se neliniști și le-a spus, sufletul meu este trist de moarte, rămâneți aici și vegheați. Și mergând puțin mai în față, a căzut la pământ și se ruga ca să treacă de la el, dacă este posibil, ceasul acela, zicând, Aba, Tată, pentru tine totul este posibil. Îndepărtează de la mine potirul acesta, însă nu ceea ce vreau eu, dar ceea ce vrei tu. Apoi a venit și a găsit dormind. Atunci i-a zis lui Petru, Simon, dormi. Nu ai putut să veghezi nici măcar un ceas. Vegheați și rugați-vă ca să nu intrați în ispită, căci sufletul este plin de avânt, dar trupul este slab. Și plecând din nou, s-a rugat spunând aceleași cuvinte. Când a venit, iarăși i-a găsit dormind, căci ochii lor erau îngreuiați și nu știau ce să-i răspundă. A venit a treia oară și le-a spus, dormiți mai departe și odihniți-vă. Ajunge. A sosit ceasul. Iată, Fiul omului este dat pe mâna păcătoșilor. Sculați-vă să mergem. Iată, cel ce mă trădează este aproape. Și îndată, pe când încă mai vorbea, a venit Iuda, unul din cei 12, și împreună cu el o mulțime cu săbi și ciomege, din partea arhiereilor, a cărturarilor și a bătrânilor, iar trădătorul lui le dăduse un semn spunând, cel pe care îl voi săruta, acela este. Prindeți-l și duceți-l sub pază sigură. Venind, s-a apropiat îndată de el și i-a spus, Rabi! Și l-a sărutat. Atunci ei au pus mâna pe el și l-au prins. Însă unul dintre cei care erau de față, scoțându-și sabia, l-a lovit pe servitorul arhiereului și i-a tăiat urechea. Luând cuvântul, Iisus le-a zis, ați ieșit ca împotriva unui tâlhar cu săbii și cu ciomege, ca să mă prindeți. Zi de zi eram la voi și învățam în templu și nu m-ați arestat. Dar aceasta e ca să se împlinească Scripturile. Atunci, părăsindu-l, au fugit cu toții. Însă îl urma un tânăr oarecare, acoperit numai cu o pânză pe trupul gol. Au pus mâna pe el, dar acesta, lăsând pânza, a fugit gol. L-au dus pe Iisus în fața marelui preot și s-au adunat toți arhiereii, bătrânii și cărturarii. Iar Petru l-a urmat de departe, până în interiorul curții marelui preot, și stând împreună cu servitorii, se încălzea la foc. Iar arhiereii și tot sinedriul căutau o mărturie împotriva lui Iisus ca să-l condamne la moarte, dar nu găseau, căci mulți dădeau mărturie falsă împotriva lui, dar mărturiile nu se potriveau. Câțiva, ridicându-se, dădeau mărturie falsă împotriva lui, zicând, noi l-am auzit pe acesta spunând, eu voi distruge acest templu făcut de mâini omenești și în trei zile voi construi un altul nefăcut de oameni. Dar nici așa mărturia lor nu se potrivea.
Atunci marele preot s-a ridicat în mijlocul lor și l-a întrebat pe Iisus. Nu răspunzi nimic? Ce mărturie dau aceștia împotriva ta? Însă el tăcea și nu răspundea nimic. Marele preot l-a întrebat din nou și i-a spus. Tu ești Hristos, Fiul celui binecuvântat? Iisus a zis. Eu sunt. Și îl veți vedea pe Fiul omului stând la dreapta puterii și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a sfâșiat hainele și a spus. Ce nevoie mai avem de martori? Ați auzit blasfemia. Ce vi se pare? Toți l-au condamnat ca fiind vrednic de moarte. Unii au început să-l scuipe și, acoperindu-i fața, îl loveau spunându-i. Profețește! Iar servitorii îi dădeau palme. Pe când Petru era jos în curte, a venit una dintre servitoarele marelui preot și, văzându-l pe Petru încălzindu-se, l-a privit fix și i-a zis. Și tu erai cu Nazarineanul, cu Iisus. Dar el a negat spunând. Nu știu, nu înțeleg ce zici. Și a ieșit afară în fața curții și a cântat cocoșul. Iar servitoarea, văzându-l, a început din nou să le spună celor care stăteau acolo. Acesta este dintre ei. Dar el a negat din nou. După câtva timp, cei care stăteau acolo i-au spus din nou lui Petru. Cu adevărat, ești dintre ei, căci ești galilean. Iar el a început să se blesteme și să jure. Nu-l cunosc pe omul acesta despre care vorbiți. Și îndată cocoșul a cântat a doua oară. Atunci Petru și-a adus aminte de cuvântul pe care îl spusese Iisus. Înainte de a cânta cocoșul de două ori, de trei ori mă vei renega. Și a izbucnit în plâns. Dis de dimineață, după ce au ținut consiliu, arhiereii împreună cu bătrânii și cărturarii și tot sinedriul, legându-l pe Iisus, l-au dus și l-au predat lui Pilat. Pilat l-a întrebat. Tu ești regele iudeilor? El i-a răspuns. Tu zici. Iar arhiereii îl acuzau de multe lucruri. Pilat l-a întrebat din nou. Nu răspunzi nimic? Iată de câte lucruri te acuză. Dar Iisus n-a mai răspuns nimic, încât Pilat se mira. Cu ocazia sărbătorilor, le elibera un deținut pe care îl cereau ei. Pe atunci era în închisoare unul numit Baraba, împreună cu niște răzvrătiți, care în timpul revoltei comiseseră crimă. Mulțimea a urcat și a început să ceară să le facă așa cum făcea întotdeauna. Pilat le-a răspuns. Vreți să vi le eliberez pe regele iudeilor? Căci știa că din invidie îl dăduseră arhierei pe mâna lui. Însă arhierei instigau mulțimea ca să-l elibereze mai degrabă pe Baraba. Pilat le-a spus din nou. Atunci, ce să fac cu cel pe care îl numiți regele iudeilor? Iar ei au strigat iarăși. Răstignește-l! Pilat le-a spus. Dar ce rău a făcut? Însă ei strigau mai tare. Răstignește-l! Astfel Pilat, voind să facă pe placul mulțimii, le-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a fost biciuit, l-a dat să fie răstignit. Soldații l-au dus în curte, adică în pretoriu, și au adunat toată cohorta. L-au îmbrăcat cu o haină de purpură și, împletind o coroană de spini, i-au pus-o pe cap. Apoi au început să-l salute. Bucură-te, rege al iudeilor! Și îl loveau peste cap cu o trestie, îl scuipau și, căzând în genunchi, îi se închinau. Și după ce și-au bătut joc de el, l-au dezbrăcat de haină de purpură și l-au îmbrăcat cu hainele lui. Apoi l-au dus afară ca să-l răstignească. Au constrâns un trecător, un oarecare Simon din Cirene, care venea de la câmp, tatăl lui Alexandru și al lui Rufus, ca să ducă crucea lui Iisus. L-au dus la locul numit Golgota, care tradus înseamnă locul craniului. Și i-au dat vină miresmat, dar el nu a luat. Apoi l-au răstignit și, împărțind hainele lui, au aruncat zarurile pentru ele, care ce să ia. Era ceasul al treilea când l-au răstignit. Fusese scrisă inscripția condamnării lui, regele iudeilor. Împreună cu el au răstignit și doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga lui. Astfel s-a împlinit scriptura care spune, și a fost socotit cu cei fără de lege. Cei care treceau rosteau blasfemii, clătinând din cap și spunând, Hei, tu care dărâmi templul și îl construiești în trei zile, salvează-te pe tine însuți, coborând de pe cruce.
La fel și arhierei între ei îl luau în râs împreună cu cărturarii și spuneau: Pe alții i-a salvat, pe sine nu se poate salva. Hristos, regele Ierusalimului, să coboare acum de pe cruce ca să vedem și să credem. Îl insultau și cei răstigniți cu el. Pe la ceasul al șaselea s-a făcut întuneric pe întreg pământul până la ceasul al nouălea. La ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas puternic: Eloi, Eloi, lema sabachthani, care înseamnă: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii dintre cei care erau de față, auzindu-l, spuneau: Iată, îl cheamă pe Ilie. Cineva a alergat și a muiat un burete în oțet și, punându-l într-o trestie, i-a dat să bea, spunând: Lăsați, să vedem dacă vine Ilie ca să-l ia jos. Dar Iisus, scoțând un strigăt puternic, și-a dat sufletul. Atunci catapeteasma templului s-a sfâșiat în două de sus până jos. Când centurionul care stătea în fața lui a văzut cum și-a dat sufletul, a spus: Cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Erau și câteva femei care priveau de departe, printre ele Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob cel Mic și a lui Ioses și Salome, care îl urmau de când era în Galileea și îl slujeau, și multe altele care urcaseră cu el la Ierusalim. Când s-a făcut seară, întrucât era ziua pregătirii, care este ajunul sâmbetei, a venit Iosif din Arimateia, membru respectat în Sinedriu, care aștepta și el împărăția lui Dumnezeu, și a îndrăznit să intre la Pilat și să ceară trupul lui Iisus. Pilat s-a mirat că murise deja și, chemându-l pe centurion, l-a întrebat dacă a murit de mult. Aflând de la centurion, i-a dăruit lui Iosif trupul. După ce a cumpărat un giulgiu, l-a luat jos, l-a înfășurat în giulgiu și l-a pus într-un mormânt care fusese săpat în stâncă. Apoi a rostogolit piatra la intrarea în mormânt. Iar Maria Magdalena și Maria, mama lui Ioses, priveau unde l-au pus. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristos. Preasfințite, ucernici, părinți concelebranți, domnule primar, iubiți tineri, dragi persoane consacrate, iubiți credincioși. În liturgia romano-catolică, dinainte de Concilul Vatican al II-lea, 1965, după proclamarea pătimirii lui Iisus Hristos, nu se făcea predică. Se simțea nevoia ca în fața celor auzite despre suferințele și răstignirea lui Iisus, că cel mai bun răspuns era să tăcem. Chiar și cea mai frumoasă și cea mai bună predică nu poate egala ceea ce am auzit și noi în această seară, proclamând din nou patima și moartea Domnului nostru Iisus Hristos. Însă este bine totuși să ne folosim de un mic îndemn pentru a fixa atenția asupra unui aspect sau a unor aspecte care ne pot însoți în zilele care urmează, în săptămâna mare, în săptămâna sfântă. Pentru că altfel s-ar putea, într-adevăr, să spunem că participăm și ascultăm în această săptămână liturghia
participăm la celebrările din Triduul Sacru, dar fără să înțelegem semnificația acestor celebrări. E ca și cum s-ar întâmpla, și vă spun o povestioară care cu siguranță este multora cunoscută, cu un micuț băiat, Johnny, care nu avea note bune la școală. Părinții au hotărât să-l dea la o școală catolică. Și spre surprinderea părinților, la sfârșitul anului, de data aceasta, micuțul Johnny a fost primul în clasă, avea note bune. Și l-au întrebat părinții, ce s-a întâmplat? Ce ai făcut că anul acesta ai luat note așa de bune? Păi, când am intrat în această școală, am văzut un nenea atârnat pe cruce și a spus că aici oamenii sunt serioși, nu-i de glumit. Și m-am pus pe învățat. Poate într-adevăr că ceea ce a văzut micuțul Johnny l-a determinat să fie mai bun sau să învețe, dar cu siguranță nu a înțeles semnificația acelui răstignit pe care l-a văzut în clasă. Acel răstignit, sau acel nenea, cum spunea micuțul Johnny, nu era acolo pentru a-i speria pe copii. Răstignitul nu era acolo pentru a spune că ce vor răpăți cei care nu se vor cuminți și nu vor învăța bine. Acel crucifix era acolo pentru a ne arăta cât de mult ne iubește Dumnezeu. Acel crucifix, acea cruce, era acolo pentru a arăta că cineva atât de mult ne-a iubit încât s-a dat pentru noi. S-a dat pentru mine, s-a dat pentru tine, pentru noi toți. S-a dat din iubire față de noi toți. Iată, la sfârșitul proclamării pătimirii lui Iisus, concluzia pe care trebuie să o tragem este că suferințele pe care le-a îndurat Hristos au fost din iubire pentru noi. A murit din iubire pentru noi. Dar ce semnificație are această frază pentru noi? De câte ori n-am auzit noi aceste cuvinte, Iisus a murit pentru noi. Ce ne spune nouă celor de astăzi acest cuvânt? Sigur că și aici trebuie să pătrundem în misterul pătimirii Domnului. Asistăm în fiecare zi la o cronică a proceselor. Vedem la televizor sau citim în ziare despre avocați, judecători, procurori, procese, condamnări. Procese uneori drepte, alteori nedrepte. Și despre un proces trebuie să vorbim și în cazul lui Iisus, dar un proces și o sentință care au marcat istoria omenirii în mod ireversibil pentru totdeauna. În fața acestui proces al lui Iisus, nici chiar marile procese despre care vorbește istoria, procesul intentat lui Socrate sau lui Galilei sau Sfintei Ioana d'Arc, pălesc aceste procese înaintea ceea ce s-a întâmplat cu simulacrul de proces și cu condamnarea lui Iisus Hristos. Deja procesul care a fost intentat împotriva lui Iisus, un proces convocat noaptea târziu, deci în mod ilegal și cu o sentință invalidă, ne vorbesc despre acest simulacru, însă toate au fost îndurate și suportate de Iisus din iubire pentru noi. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său, pentru ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viață veșnică. În fața lui Pilat există o încrâncenare a celor care au venit să ceară condamnarea lui Iisus. Mai mari preoților și mulțimile înaintea lui Pilat strigau să fie dat la moarte. Pilat, pe de o parte, voia să-l scape. Ce rău a făcut, mulțimile, e vinovat de moarte, Pilat? Nu găsesc niciun motiv de condamnare, mulțimile, să-l scoți de mijlocul nostru. A predicat pacea, iubirea, mulțimile, răstignește-l.
S-a rugat pentru dușmani, a învățat iertarea, mulțimile, să fie răstignit. A vindicat bolnavii, a înviat morții, mulțimile, e vinovat de moarte, să fie ștearsă pentru totdeauna amintirea sa. Așa s-a desfășurat acest proces înaintea lui Pilat, cu o sentință care, spuneam, a marcat pentru totdeauna istoria omenirii. Să abolim legea sa, să ștergem numele său, să scoatem crucifixul din viața noastră, ce mai rămâne? Procesul, condamnarea, moartea, ne vorbesc despre iubirea deosebită a lui Dumnezeu. El a venit ca să ne mântuiască. El a venit pentru a suferi pe nedrept, dar să sufere în locul nostru. Și în fața acestei iubiri deosebite a Fiului lui Dumnezeu, a lui Iisus Hristos, Fiul omului, dar și Fiul lui Dumnezeu, ce sentimente avem, ce simțim astăzi când am auzit din nou proclamarea acestei lecturi a pătimirii lui Iisus. Cum ne vom comporta în această săptămână sfântă care îi prevestește, care ne pregătește la sărbătoarea Învierii Domnului. Ziua de astăzi trebuie să fie pentru noi și un răspuns ca să înțelegem din nou de ce a murit Iisus Hristos și mai ales care trebuie să fie atitudinea noastră. Sigur, în primul loc, o atitudine de recunoștință, pentru că în locul nostru Iisus a suferit, a murit în locul nostru, ca noi să avem viață, ca noi să ne bucurăm de o perspectivă fericită, mergând prin această lume să ajungem la fericirea veșnică. Recunoștință pentru tot ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit prin Iisus Hristos, învățătura sa, Evanghelia sa. Dar în același timp, atunci când suntem plini de recunoștință pentru cineva și căutăm să facem voința sa sau să împlinim în tocmai ceea ce dorește de la noi, la fel această recunoștință generată de iubire trebuie să genereze și o schimbare a vieții. Nu putem să rămânem mai departe indiferenți și rădăcinați în păcatul nostru. Nu putem să rămânem mai departe spunând că suntem recunoscători față de cel mai mare binefăcător al nostru și în același timp să-i sfidăm așteptările. De aceea, această săptămână din nou ne cheamă la recunoștință, iubire și la schimbarea vieții. Am făcut-o poate cu intenții bune la începutul postului, atunci când ne-am propus poate să fim mai buni, să facem ceva sacrificii, renunțări, posturi. Am uitat poate prea repede de ceea ce ne-am propus. Mai avem această săptămână centrală, cea mai importantă și decisivă din timpul anului liturgic, săptămâna mare, săptămâna patimilor. Acolo unde este crucea, spunea marele gânditor Dietrich Bonhoeffer, înseamnă că e aproape învierea. Crucea este în fața noastră. Crucea pe care este răstignit Iisus stă înaintea noastră. Înseamnă că și învierea va fi aproape, dar va fi o adevărată înviere dacă vom ști într-adevăr să facem înviere și în viața noastră. Amin.
Să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri. S-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat. A înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer. Șade de dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire. Îi judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătător, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Frăților preiubiți, Iisus Hristos a fost supus voinței Tatălui Ceresc până la moarte, până la moartea pe cruce. Astăzi, când începem Săptămâna Sfântă, când celebrăm și Ziua Mondială a Tineretului, ne rugăm pentru ca generațiile tinere să fie docile în fața voinței Tatălui Ceresc și ne vor ruga spunând: Părinte Ceresc, ascultă-ne! Părinte Ceresc, ascultă-ne! Ne rugăm pentru biserică. Binevoiește, Doamne, a umple cu Duhul Tău cel Sfânt pe Sfântul nostru Părinte Papa Francisc, pe episcopii și preoții noștri, pentru a putea sluji cu atenție la semnele timpului, poporul încredințat spre păstorire, noi te rugăm. Părinte Ceresc, ascultă-ne! Ne rugăm pentru cei care au dificultăți în trăirea credinței, să găsească în comunitatea credincioșilor o mărturie vie și motivantă. Noi te rugăm. Părinte Ceresc, ascultă-ne! Ne rugăm pentru toți cei însetați de fericirea adevărată. Hristos să fie mereu în centrul proiectelor și preocupărilor personale. Noi te rugăm. Părinte Ceresc, ascultă-ne! Ne rugăm pentru tinerii care se implică în mod activ în biserică și în societate, să se dăruiască în întregime lui Hristos, care le încredințează o misiune, și să-i răspundă cu generozitate. Noi te rugăm. Părinte Ceresc, ascultă-ne! Ne rugăm pentru tinerii dezorientați și descurajați, să găsească în Hristos un prieten fidel, plin de iubire, care nu trădează și nu părăsește pe nimeni și care poate risipi întunericul vieții lor. Noi te rugăm. Părinte Ceresc, ascultă-ne! Ne rugăm pentru toți tinerii. Ajută-i, Doamne, să-și folosească optimismul, creativitatea, bucuria și curajul pentru a păși împotriva curentului, rămânând alături de Tine. Noi te rugăm. Părinte Ceresc, ascultă-ne! Ne rugăm și pentru tinerii răposați, pentru ca să aibă parte de o tinerețe veșnic fericită în ceruri. Noi te rugăm. Părinte Ceresc, ascultă-ne! Pleacă-ți privirea, prea bunule Tată, asupra familiei Tale
pentru care Fiul Tău a îndurat moartea pe cruci. Dăruiește-ne harul ca darul răscumpărării să aducă rod în viața noastră. Tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Christus a fost lăudat.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic. Pătimirea Fiului Tău născut să apropie, Doamne, împăcarea Ta cu noi, deși nu suntem vrednici de ea prin faptele noastre, să ne întâmpine îndurarea Ta în puterea acestei jertfe unice, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. O sinimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeu. Adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic veșnic, Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, El fiind nevinovat, a binevoit să sufere pentru toți cei vinovați și să fie osândit pe nedrept pentru cei răufăcători. Moartea lui a spălat greșelile noastre, iar învierea Lui ne-a dobândit viața nouă de sfințenie. Pe El laudă cerul și pământul, îngerii și arhanghelii, și Îl vestesc zicând fără încetare: și cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curat. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine.
căci el, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. Asemenea, după cine l-a împătirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui învierii de morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, să oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un os veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi. Mai întâi cu Preafericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francisc, Episcopul nostru Petru, Episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața ta. Întoarce la tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de acururi de mărirea ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.
Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, aștept în speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuie și domnește în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun, iertător și milostiv este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperire, dar spune numai cuvânt și se va da mântuire.
Să ne rugăm! Întăriți cu hrana Sfintei împărtășanii, te rugăm, Doamne, ca după cum prin moartea Fiului Tău ne-ai dat speranța bunurilor în care credem, tot astfel, prin învierea Lui, să ne dai carul să ajungem în împărăția spre care ne îndreptăm. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Vă reține atenția cu câteva anunțuri. Marți vom merge la bolnavi pentru spovadă și împărtășanie de Paști. Și dacă mai sunt, dacă mai cunoașteți și alți bolnavi în afara celor pe care îi vizităm deja, vă rugăm să ne anunțați. Tot marți, la ora 20, la ora 8 seara, tinerii vor parcurge stațiunile Căii Sfintei Cruci pe dealul Cetățuia. Punctul de întâlnire și de plecare este în fața palatului la ora 7:30. Vor fi la dispoziție mijloace de transport. Miercuri, la ora 18, este ultima cale a crucii și, de asemenea, ultima predică din postul mare a Părintelui Pius Petru Iancu. Am început cu celebrarea de astăzi, cu Duminica Floriilor, săptămâna mare, o săptămână plină de evenimente, de celebrări. Joi este Joia Sfântă, la ora 10:30, aici, în catedrală, se va celebra liturghia Crismei cu participarea preoților din dieceză, iar după amiază, la ora 6:30, se va celebra liturghia Cinei Domnului, urmată de programul de adorație. La ora 20, adorație pentru toți credincioșii, la ora 21, adorație pentru tineri, la ora 22, adorație pentru persoanele consacrate, iar la ora 23, adorație pentru preoții de la Episcopie. În Vinerea Sfântă, la ora 6:30 seara, va avea loc celebrarea pătimirii Domnului. Iar sâmbătă, Sâmbăta Sfântă, la ora 22, va avea loc liturghia Învierii Domnului. În Duminica Paștelui și luni, a doua zi de Paști, programul Sfintelor Liturghii va fi cel obișnuit de Duminica, iar marți, a treia zi de Paști, vor fi doar trei sfinte liturghii, la ora 8, la ora 11 și la ora 18:30 seara. Ocazii de spovezi în această săptămână mare, pentru tineri în mod special, luni, marți și miercuri, începând cu ora 17:30, ora 17:30. De asemenea, ocazii de spovezi joi, începând cu ora 4 după amiază, vor fi disponibil 6 preoți pentru Sfintele Spovezi în cele 4 confesionale și de asemenea în cele 2 capele de la intrare, Capela Adorației și Capela Turcovici. Iar vineri și sâmbătă, posibilitate de spovezi începând cu ora 8 și până seara la ora 8 de asemenea. Vineri, cum bine știm, este zi de post și de abstinență, iar colecta din Vinerea Mare este pentru Țara Sfântă și colectele din noaptea și ziua de Paști pentru susținerea vocațiilor din seminar. Vă mulțumim pentru participare și vă dorim să aveți sărbători binecuvântate. Preasfințite, în cele voastre, dragă Părinte Asistent General pentru tineri, Senior Rector, și părinți care vă ocupați cu educația și în asistența tinerilor noștri, frați și iubiți credincioși, dragi persoane consacrate. Ceea ce facem noi acum nu este doar o simplă amintire. Este o trăire, un mister. În centrul credinței noastre se află întreaga Săptămână Sfântă, moartea și învierea lui Iisus. Acesta este centrul întregii noastre credințe. Și aici este punctul culminant al iubirii lui Dumnezeu. De aceea, începând în această seară,
pentru care ne-am pregătit în această zi, trebuie mereu să fim cu ochii, dar nu numai cu ochii, cu inima lângă Iisus. Nu este un spectacol, este o trăire, un mister, când în mijlocul nostru Hristos actualizează prin celebrarea pe care noi aici o facem, misterul morții și învierii sale. Trăim această credință. Suntem implicați în această credință. Toți, episcop, papă, episcop, preoți, persoane consacrate, familii, tineri și tinere, elevi și eleve, bătrâni și tineri, sănătoși și bolnavi, trăim acest mister al credinței noastre. De aceea avem o adâncă și profundă speranță că urmându-L pe El vom fi și noi înălțați. Pentru aceasta a venit și pentru aceasta s-a dăruit. Dragi tineri, mai ales voi sunteți astăzi în atenția întregii biserici. Atenția Sfântului Părinte Papa, a episcopilor, a noastră, a tuturor, pentru că voi sunteți cei care trebuie să fiți cel mai aproape de Iisus. Avem astăzi exemplu apostolului Ioan, cel tânăr care nu s-a despărțit de Hristos, deși a trecut și el prin clipe grele, a mers până sus. L-a văzut înviat, a simțit iubirea și a trăit-o și iată ne-a propus-o și ne propune nouă. Vouă, dragi tineri, vă este astăzi încredințat un mesaj cu totul particular din partea Sfântului Părinte Papa Francisc. Voi sunteți acei care trebuie să duceți în lume această bucurie a întâlnirii cu iubirea lui Hristos. Voi trebuie să fiți aceia care sunteți mereu conștienți de marea voastră demnitate și responsabilitate. Mesajul său, Sfântul Părinte Papa, vă propune, așa cum știți, imaginea Maicii Domnului, cea care a auzit de la înger: nu te teme, Marie, căci ai aflat harul la Dumnezeu. Marie, nu te teme, curaj! Acest lucru vrea să-l spună Sfântul Părinte ca un înger. După exemplu îngerului care a spus Mariei aceste cuvinte, vrea să vi le spună vouă, dragi tineri. Curaj, nu vă temeți, Dumnezeu este cu voi. Dumnezeu este cu tine, Dumnezeu este cu mine, Dumnezeu e prezent în întreaga viață. Vă invită, Sfântul Părinte, dragi și iubiți tineri, ca să aveți acest curaj al urmării Lui în orice împrejurare, cu entuziasm, cu entuziasmul vostru. Dragi tineri, spune Sfântul Părinte, nu lăsați ca razele tinereții să se stingă în întunericul acestei lumi, mai precis, în întunericul camerei închise, în care singura fereastră pentru a privi lumea este aceea a computerului. Deschideți larg porțile vieții voastre, spațiile și timpurile voastre sunt locuite de persoane concrete. Creați relații profunde care puteți să împărtăși altora experiențe autentice și reale în cotidianul vostru. Sigur, acesta este gândul Sfântului Părinte pentru întregul an, pregătire pentru sinodul destinat vouă tinerilor. Dar este și o pregătire pentru întâlnirea din Panama, unde toți tinerii lumii se vor întâlni pentru a
fii cât mai aproape de Iisus, pentru a auzi acel glas al Îngerului, nu te teme, nu vă temeți, căci ați aflat har. Acest lucru vi-l dorim și noi acum, în această duminică, acum, în această zi a florilor, acum când începem săptămâna sfântă, să aveți inima mereu îndreptată spre El și să trăiți acest moment al întâlnirii voastre. Nu e un spectacol, este o trăire, un mister. Cuvintele mele nu vor trece, cerul și pământul va trece. Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Vă dorim și noi, de aici, din catedrala noastră, vouă, celor prezenți, dragi tineri, dragi studenți, dragi elevi, dragi seminariști, vă dorim să aveți această bucurie a întâlnirii cu Hristos pe care să-L împărtășiți și altora. Nu te teme, ai aflat har, dragă tinere, de la Cel care te iubește, cum l-a iubit pe Ioan și care a știut să vorbească așa frumos despre adevărata iubire. Nu vă temeți, curaj, dragi tineri, mergeți mai departe ca să trăim împreună ziua noastră a tineretului la nivel diocezan, sinodul episcopilor, care este al vostru și pentru voi și cu voi, și mai ales să vă pregătiți, să vă îndreptați cu gândul spre Panama, acolo unde Papa este cu toți, să fiți și voi. Aveți acum o săptămână în care puteți demonstra și arăta că Iisus e viu, e prezent, e mereu prezent, e veșnic. Odată venit pe pământ și dăruindu-se, rămâne veșnic Cel care ne iubește și stă cu noi. Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Curaj! Acesta este dorința noastră a tuturor și a preoților care vă asistă, dragi și iubiți tineri, dragi și iubiți credincioși. Ne bucurăm acum să primim binecuvântare pentru a intra în săptămâna sfântă cu tot curajul pentru a ne bucura cu Iisus la învierea Sa. Domnul să fie cu voi. Privește, te rugăm, Doamne, la această familie a Ta, pentru care Domnul nostru Iisus Hristos a dat fără șovăiere mâinile celor nelegiuiți și a îndurat chinul crucii, El care viețuiește și domnește în vecii veșilor. Să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Vă mulțumim tuturor, săptămâna binecuvântată.